Vreau să vă întreb prima dată dacă vă simțiți ca acasă. Zuerst möchte ich euch fragen, ob ihr euch wie zu Hause fühlt. Subiectele de felul acesta nu se discută decât dacă ești acasă la gura sobei împreună cu cei dragi. Themen solcher Art bespricht man eigentlich im vertraulichen Umfeld, zum Beispiel vom Offen inmitten der Lieben. Am vrut să mulțumesc celor ce ne-au pregătit sufletul prin muzică. Ich möchte mich bedanken bei denen, die die musikalische Vorbereitung gemacht haben. Am vrut să spun că muzica e într-adevăr o limbă extraordinară pe care o pricepem toți. Denn die Musik ist eine allgemeine Sprache, die jeder versteht. Așa că, după ce ne-am pregătit sufletul, o să încep să mă uit la ceas. Somit unsere Seele ist vorbereitet, aber ab jetzt schaue ich auf die Uhr. Este 3:40, în mod normal, la ora 4 trebuie să terminăm. Mihabe, dragă, 40 și normalerweise așa că să mă grăbesc, dați în voie să intru direct în subiect. Eile und steige direct ins Thema ein. Dar înainte de asta, aș vrea să faceți pe limba română un hatâr. Aber ich möchte erstmal, dass ihr mir einen Gefallen tut. Așa cum stați, vreți să ne mai rugăm o dată? Lucrează, Părinte, la sufletele noastre. Unser Vater, bitte arbeite an unseren Herzen. În numele Domnului Iisus Hristos. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Arată-ne calea pentru noi. Zeige den Weg, den du für uns bereitet hast. Fă din fiecare familie din doi unu. Mach aus jeder Familie aus zwei einer. Și acel unu să semene cu Domnul Iisus Hristos. Und dieser eine möge er unserem Herrn Jesus Christus ähneln. Amin. Amin. Efeseni capitolul 5. Efeserbrief capitol 5. Versetul 31. Mit Vers 31 Efeseni 5 31. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa, cei doi vor fi un singur trup. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Și ca și cum n-ar fi suficientă tensiune în versetul acesta, und als sei nicht ausreichend Spannung in diesem Vers, versetul 32 spune, der nächste, der 32. Vers besagt, taina asta e mare. Das ist ein großes Geheimnis. Evident, apostolul Pavel se explică, vorbesc despre biserică și Iisus Hristos. Apostol Paulus erklärt sich selbst, er redet von Jesus Christus und die Kirche. Dar vreau să vă spun că și să faci din doi oameni unul, și asta e o taină mare. Aber ich möchte euch sagen, dass auch aus zwei Menschen einen zu bekommen, das ist auch ein großes Geheimnis. Vom vorbi despre lucrul acesta. Und darüber werden wir jetzt reden. Este cea mai mare provocare pe care omenirea o are în față. Es ist die größte Herausforderung, die die Menschheit vor sich hat. Sunt persoane care o viață întreagă tot încearcă să facă din doi unu și nu reușesc. Viele Leute versuchen ihr Leben lang aus zwei einen zu machen und die schaffen es nicht. Și se luptă la nesfârșit cu această mare problemă. Und kämpfen mit diesem Problem unendlich lang. Pentru că află de fiecare dată că în loc să fie unu sunt doi. Weil sie jedes Mal rauskriegen eigentlich anstatt einem sind zwei. În scurtă vreme, aș vrea să avem circa 20-30 de minute de expunere și după aceea întrebări. Also, ich habe es mir so vorgestellt, dass wir 20 Minuten einen Vortrag haben und dann Zeit für Antworten und Fragen. Trăim într-o societate care până nu de mult a fost omogenă. Wir leben in einer Gesellschaft, die bis vor kurzem homogen war. Spre exemplu, dacă veneați dumneavoastră din România în Germania, zum Beispiel, falls Sie aus Rumänien nach Deutschland gekommen sind, se aștepta ca în scurtă vreme și dumneavoastră să deveniți germani. Erwartete man von Ihnen, dass Sie in Kürze auch Deutsche werden. În momentul în care se ducea cineva în America, America se pregătea să-l se așeze într-un creuzet. Als man nach Amerika emigriert ist, dann erwartet man, dass man dort in ein Mörser reingesteckt wird. Și în scurtă vreme să-i facă americani. Und in Kürze quasi veramericanisiert werden. De vreme încoace, asistăm la așa numitele politici de identitate.
Jedoch neulich bezeugen wir diese Politiken, die Identitätskämpfe, die Politik der Identitätskämpfe, politische. Despre ce e vorba? Worum geht es eigentlich? Societatea care până acum a fost una, die Gesellschaft, die bis jetzt einig war, ein, este fracturată. Die ist jetzt zersplittert. Pe criteriul unei identități. Und zwar auf der Grundlage einer Identität. Spre exemplu, zum Beispiel, comunitatea de albi, die Gemeinde der Weißen, versus comunitatea de culoare, gegenüber der farbigen Gemeinde, Community. Cei bogați de o parte, die Reichen beiseite, auf der einen Seite, cei săraci de altă parte, die Armen auf der anderen Seite, românii de o parte, die Rumänen da, polonezii de altă parte, die Polen da, bărbații de o parte, die Männer auf einer Seite, femeile de altă parte, Frauen drüben, cei bătrâni de o parte, die Alten, tinerii de altă parte, und die Jungen ebenfalls. Nu? Adică nu se amestecă tinerii cu bătrânii acum sub nicio formă, mai ales în situațiile de educație sau în biserică. Mischt man nicht, schon gar nicht in Sachen der Erziehung, schon gar nicht in der Gemeinde. Astăzi vom vorbi despre relația de cuplu. Heute werden wir über Beziehungen reden. Ce legătură are ceea ce spun eu acum cu relația de cuplu? Was hat denn das überhaupt zusammen mit den Beziehungen innerhalb der Ehe zu tun? Simplu. Ganz einfach. Se învață din ce în ce mai mult. Man lernt mehr. Bărbații au un fel de minte. Die Männer haben ihr eigenen Femeile au alt fel de minte. Und die Frauen ihren eigenen Kopf. Bărbații judecă într-un fel. Die Männer denken auf ihre Art und Weise. Femeile judecă în alt fel. Und die Frauen denken anders. Corect? Ist es richtig oder nicht? Dânsul spune da. Cât sunteți de acord că e corect, vă ridicați mâna. Wer ist damit einverstanden? Vai de noi. Wehe uns. Așa a fost sau așa am învățat? So war das oder so haben wir es gelernt? Așa a fost sau așa am învățat? Așa am fost învățați. So wurden wir gelernt, so hat man es beigebracht. Și noi am ghițit lucrul ăsta fără să-l mestecăm măcar. Wir haben es geschluckt, aber ohne es zu kauen, ohne es zu verdauen. Și știți că în orice lucru rău mai e și un bine. Und wie ihr wisst, in jedem Schlechten liegt auch was Gutes. In noile ideologii, in den neuen Ideologien, găsim că lucrul ăsta nu e adevărat. Besagt man, dass das nicht richtig sei, nicht korrekt sei. Cea mai nouă ideologie este transgenderismul. Die neueste Ideologie zum Beispiel ist der Transgenderismus. Și știți ce spune transgenderismul? Und der besagt, spune că o femeie poate să gândească ca un bărbat. Dass eine Frau denken kann wie ein Mann. Și un bărbat poate să gândească ca o femeie. Und ein Mann denken kann wie eine Frau. E cea mai nouă găselniță pe care o avem azi. Das ist die neueste Masche, die wir heute so vorserviert bekommen. Care e adevărul? Faptul că suntem diferiți? Was ist die Wahrheit? Die Tatsache, dass wir unterschiedlich sind? Faptul că am fost educați să gândim într-un fel? Oder die Tatsache, dass wir erzogen wurden, in einer bestimmten Art und Weise zu denken? Urmarea faptului că s-a zis bărbații gândesc într-un fel, femeile gândesc în alt fel, die Folge dessen, dass man gesagt hat, dass die Männer so sind und die Frauen anders, a fost că bărbații și femeile sunt incompatibili. War, dass Männer und Frauen incompatibil sind. Și avem cluburi de bărbați, und somit haben wir Männerclubs, și avem cluburile femei, und Frauenclubs. Cum faceți dumneavoastră una? O singur trup, o singură persoană din două identități despre care se crede că sunt total incompatibile sau diferite. Wie wollen Sie aus zwei Personen eine, aus zwei Identitäten eine machen, von denen ihr sagt, dass sie unterschiedlich sind? E o problemă? Haben wir ein Problem oder nicht? Soția la un moment dat zice, da, m-am săturat să gândesc ca tine. Die Frau sagt aber einmal, ja, ich hab satt, so zu denken wie du. Și soțul zice, dar m-am săturat să te aud. Und der Ehemann sagt, aber ich hab's satt, dich, dir zuzuhören. Societatea își are un cuvânt greu de spus în modul în care gândim. Die Gesellschaft hat ein schwerwiegendes Wort zu sagen in der Art und Weise, wie wir denken. Dumnezeu nu spune
că ne-a creat să gândim diferit. Gott sagt nicht, dass uns kreiert hat, geschaffen hat, unterschiedlich zu denken. Dumnezeu ne spune că avem roluri diferite în cadrul unei singure identități. Sondern dass wir innerhalb der gleichen Identität unterschiedliche Rollen erfüllen sollen. Soțul și soția trebuie să îl reflecte pe Iisus Hristos în relația lor. Der Ehemann und die Ehefrau sollen Jesus Christus in ihrer Beziehung reflektieren, widerspiegeln. Venim la altar. Wir kommen zum Altar zum Beispiel. Pentru ce venim? Aber wozu machen wir das überhaupt? Am amintit asta și aseară, dar reiau ideea. Das erwähnte ich gestern Abend auch. De ce venim la altar? Warum machen wir das überhaupt? Binecuvântare, mulțumesc. Gesegnet zu werden, danke. Cumva mai mult decât binecuvântare? Gibt's auch was anderes, mehr als das? Nu venim la altar pentru un legământ? Kommen wir nicht etwa für einen Bund zum Altar? Ce înseamnă legământul? Aber was bedeutet jetzt Bund? Legământul este acea hotărâre prin care cei doi vor să devină una. Der Bund ist die Entscheidung, durch die die zwei Personen bezeugen, eins werden zu wollen. Cu alte cuvinte, la altar vii să juri că ești dispus să renunți la tot ceea ce te împiedică să devii una cu celălalt. Mit anderen Worten, vorm Altar kommst du, zu schwören, dass du alles ablegst, was dich hindert, eins zu werden. E ușor sau greu? Ist es einfach oder schwer zu erreichen? Ușor sau greu? Și atunci nu-ți dai seama. Dann kannst du es nicht erkennen. Când începe greu? Wann fängt denn das Schwierige an, das Schwere? Când soția îți spune nu. Dann erst, wenn die Frau nein zu dir sagt. Și tu spui da. Und du sagst ja. V-ați certat vreodată? Habt ihr jemals gestritten? Din cauza unui simplu tablou. Aufgrund eines einfaches Bildes, Gemäldes. Soția să zică pe peretele ăla. Die Frau sagt, nee, an die Wand gehört's aufgehängt. Și soțul să zică, nu, pe peretele ăla. Und der Ehemann, nein, nein, die andere Wand. Și de aici încolo, spargem tablou. Und ab hier machen wir das Bild kaputt. Să vă spun pe ce m-am certat eu prima dată? Soll ich mal euch erzählen, worüber habe ich erstmals gestritten? Se terminase nunta. Die Hochzeit war schon vorbei. Soția mea trebuia să se întoarcă înapoi la Oradea. Und meine Ehefrau wollte zurückkehren nach Oradea. Casa mea e lângă gară. Mein Haus ist in der Nähe des Bahnhofs. Am făcut naveta o viață întreagă. Und ich bin's gewohnt, mein Leben lang zu pendeln. 4 ani de zile am făcut naveta la liceu. 4 Jahre zum Beispiel zum High School, zum Gymnasium hin. N-am pierdut trenul niciodată. Und kein einziges Mal ist der Zug vorbei. L-am luat din mers. Ich bin zwar aufgestiegen in den Zug. După ce plecase, dar nu l-am pierdut. Ich bin auf den Zug aufgesprungen, nachdem schon losgefahren ist. Ich habe ihn noch nie verpasst. Știam exact cât stă în stație. Ich wusste ganz genau, wie lange der überhaupt an der Haltestelle verbringt. Eram specialist. Ich war Spezialist da drin. Stăteam în gară cu soția mea lângă mine. Und habe da gestanden mit meiner Frau am Bahnhof. A venit trenul accelerat. Und da kam ein Schnellzug vorbei. Îi dau mâna soției mele, o ajut să urce. Ich reiche meiner Frau iau bagajul, die Hand, pun sus soția. Nu, că pleacă trenul. Ai încredere în mine. Eu urc cu geamantanul în tren. Und, trebuia să stau un minut și ceva în gara. Nimmt sein Gepäck mit in den Zugabteil. Locul era la jumătatea vagonului. Aber der Platz an sich war in der Mitte des Wagens. O conduc pe soția mea pe culoarul trenului. Und ich begleite meine Ehefrau durch den Gang. Soția mea începe să intre în fibrilații. Meine Ehefrau fängt schon an zu zittern und nervös zu werden, weil der Zug abfährt. Pe mine mă jignesc toate aceste lucruri pentru că sunt dovada foarte clară a faptului că n-are încredere în abilitățile mele. Und ich fühle mich grundsätzlich beleidigt, weil sie ja dadurch zeigt, dass sie kein Vertrauen hat in meine Fähigkeiten. Ajungem la compartiment. Deschid compartimentul. Und dann kommen wir zum Abteil, ich mache die Tür auf.
Geamantanul este mare. Der Koffer ist groß. N-o s-o las pe soția mea să pună geamantanul sus. Das ist doch nicht meine Frau alleine das Ding hochzuschleppen. Ca urmare, also in intru în compartiment cu ea. Gestul a fost inadmisibil pentru soția mea. Cum să intru în compartiment că pleacă trenul? Die Frau konnte sich das schon gar nicht vorstellen, wieso überhaupt? Der Zug geht weg. Pun mâna pe geamantan și încerc să-l ridic. Ich pack den Koffer ran und hebt ihn auf. Ce credeți că se întâmplă imediat? Was glaubt ihr, was passiert ist? Poftim? Soția mea împinge de geamantan în jos. Meine Frau drückt den Koffer auf den Boden dann. Și acolo în compartiment, eu în sus, ea în jos, ea ieși afară, eu stau înăuntru. Und so entstand so ein hin und her, hoch runter, draus, rein. Căsătoria nu e simplă. Die Ehe ist nicht einfach. Mai ales când toată lumea vrea să-l facă pe celălalt fericit. Besonders dann nicht einfach, wenn jeder den anderen glücklich machen möchte. Adică să-l fac fericit în felul meu. Soll heißen, ihn glücklich machen auf meine Art und Weise. Okay. Este aici în sală Ștefan. Wir haben jemanden im Saal namens Stefan. Care dacă aș avea timp, l-aș ruga să vină în fază să-mi spună care sunt rolurile bărbatului și care sunt rolurile femeii într-o familie, dar n-avem timp. Hätten wir die Zeit, würde ich ihn nach vorne bitten, damit er uns die Rolle der Männer und der Frauen mal ein bisschen so durchkaut. Deci, odată, politicile de identitate ne-au învățat că bărbații și femeile sunt total diferite și că nu sunt destul de compatibil unul cu altul. Die Identitätspolitiken stellten fest, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind und somit nicht kompatibel miteinander. Și lucrurile astea se manifestă acasă. Und das manifestiert sich, zeigt sich zu Hause zum Beispiel im Alltag. Se manifestă la biserică. In der Kirche. Se manifestă în relația cu copiii. In der Beziehung zu den eigenen Kindern. În relația de intimitate. Und in der intimen Beziehung. Pe toate planurile. Auf allen Ebenen zeigt sich das. Rețineți lucrul acesta la întrebări, dacă vreți, vom discuta mai mult. Deswegen merkt euch diesen Aspekt. Später können wir darauf eingehen. Un al doilea subiect pe care l-aduc în discuție în legătură cu aseară. Ein zweites Thema, was ich ansprechen will in Bezug zu gestern Abend. Este personalitatea autoritară. Ist die autoritäre Persönlichkeit. Vă spuneam că în cadrul școlii de Frankfurt, personalitatea autoritară este personalitatea care frustrează cel mai mult. Die gemäß der Frankfurter Schule, die autoritäre Persönlichkeit ist diejenige, die am meisten frustriert. Este personalitatea care nu-ți dă voie să fii fericit. Es ist diejenige, die es verbietet, glücklich zu werden. Este personalitatea care nu-ți dă voie să fii tu însuți. Die es dir nicht erlaubt, du selbst zu sein. Părinții pot să fie percepuți așa de copiii lor. Die Kinder könnten zum Beispiel auf so eine Art und Weise wahrgenommen von ihren Eltern. Dar și soțul poate să fie perceput așa de către soție. Aber auch der Ehemann von der Ehefrau kann so wahrgenommen werden. Soțul încearcă să impună anumite reguli în familie pentru că e natura lui. Der Ehemann versucht, irgendwelche Regeln in die Familie reinzupuschen, weil es so in seiner Natur liegt. Și toate lucrurile merg bine până la tablou. Und alles geht gut bis bânăcând? Și acolo soțul spune într-un fel. Ach, alles geht gut bis das Gemälde an der Wand kommt. Soția spune în alt fel. Und dann jeder sagt etwas, die Frau sagt was anderes. Cine arbitrează? Wer ist der Schiedsrichter? Foarte interesant ce spune dânsul. Copiii. Asta pentru ceea ce urmează mai târziu sau în continuare. Copiii devin în felul acesta factor de decizie în familie când părinții nu se înțeleg. Foarte interesant acest aspect. Somit, wenn die Eltern sich nicht verstehen, werden die Kinder zu Mediatoren. Sie intervenieren. Dar această concepție distruge familia. Aber diese Konzeption zerstört die Familie. Unul sau altul este privit ca fiind personalitate represivă.
Der eine oder der andere wird wahrgenommen als eine repressive Persönlichkeit, als eine unterdrückende Persönlichkeit. Adică încep să nu mă mai simt în largul meu. Also fühlt man sich nicht mehr wohl. Încep să pierd din identitate datorită faptului că el intră în teritoriul meu. Ich verliere an Identität, weil der andere in mein Gebiet eindringt. Știți cum este regula cu baloanele, da? Ihr kennt doch die Regel mit den Ballons, Luftballons. Dacă am un spațiu fix, wenn ich einen festen Rahmen habe, cu două baloane, mit zwei Ballons, cu cât umflu mai mult pe celălalt, pe unul dintre baloane, je mehr ich den einen mehr aufpumpe, cu atât celălalt trebuie să piardă aer, ca să-i facă loc. Umso mehr verliert der andere Ballon die Luft, um dem anderen quasi auszuweichen. În familie poți să trăiești ca și cum celălalt n-ar exista. In der Familie kannst du auch so leben, als täte der andere gar nicht existieren. Sau să existi ca și cum celălalt n-ar exista. Oder du existierst, als täte der andere nicht existieren. Sau în familie poți să te restrângi ca să-i faci loc celuilalt să existe. Oder du kannst dich zurücknehmen, um dem anderen Platz zu lassen. Tu cum trăiești? Wie lebst du? Cât de mult ai umflat în ultima vreme? Wie viel hast du an Luft abgelassen in letzter Zeit? Cât de mult te-ai extins? Oder aufgeblasen, wie viel hast du dann dein Territorium expandiert? De aici ideea de abuzator și victimă. Und daher rührt die Idee von Unterdrücker und Opfer. Nu există nimic care să facă mai mare ravaj în ultimul timp decât această concepție care a apărut în societate, și anume concepția că toată lumea este victimă și că toată lumea este abuzată. Es gibt nichts schädlicher in der Gesellschaft als diese neulich eingekehrte Einsicht, dass alle Leute Opfer sind. Cum se poate la un moment dat ca doi tineri care s-au iubit extraordinar? Wie kann sein, dass zum Beispiel zwei junge Personen, die sich großartig geliebt haben, să arate cu degetul să spună el e un abuzator pentru mine. Gegenseitig mit dem Finger auf den anderen zeigt, ach, das ist ein Unterdrücker. Iar eu să spun eu sunt o victimă din cauza lui. Und ich täte sagen, ja, ich bin ein Opfer seinetwegen. Eu nu vreau să spun că nu este adevărat, că nu sunt cazuri de felul ăsta. Ich will gar nicht behaupten, dass solche Fälle gar nicht existieren. Problema mea este că în ultima vreme s-au mulțit atât de mult încât mie mi se pare că e o modă. Sondern ich stelle fest, dass die Probleme sich derart vermehrt haben, es scheint eine Mode zu sein, es scheint ein Trend zu sein. Vorbiți cu toți care divorțează. Sprecht alle Leute an, die zum Beispiel sich scheiden lassen. Și veți observa că toți sunt victime. Und ihr werdet feststellen, dass alle Opfer sind. Și că toți arată spre celălalt ca fiind abuzatorul, așa, în cruce. Und alle zeigen auf den anderen, so quasi kreuzüber, der andere ist der Täter. Și în esență este imposibil. Und im Grunde genommen ist es unmöglich. Că nu se poate să fie doi abuzatori și două victime în același timp în legătură cu aceleași persoane. Denn in der gleichen Causa kann es unmöglich zwei Täter und zwei Opfer gleichzeitig sein. Spuneți-mi, vă rog, în condițiile acestea, ce conotație are versetul din Efeseni, capitolul 2? Also unter diesen Bedingungen sagt versetul 22. Welche Bedeutung hat Kapitolul cât? Efeseni capitolul 5, iertați-mă, versetul 22. 22. Also Epheserbrief capitol 5 vers 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ce conotație are? Welche Bedeutung hat denn dieser Teil des Verses? Vă rog să vă puneți în limbajul social și al cultural al vremii. Und bitte beachtet dabei die Sprache, die zeitliche Sprache, die heutzutage angewendet wird in der Gesellschaft. Cum să te supui? Pentru că imediat în momentul în care te supui, îl transformi pe celălalt în dominator sau un abuzator. Wie sollst du dich denn überhaupt unterordnen, denn dadurch tust du den anderen automatisch zum Unterdrücker dann machen. Vreau să înțelegem că felul acesta de gândire pătrunde în familie. Noi nu gândim biblic, noi gândim cultural.
Wir denken kulturell und nicht biblisch, und diese Betrachtungsweise zeigt, dringt in die Familie, in das Familienleben hinein. Când cineva ajunge la când cineva ajunge la divorț, gândirea biblică e făcută țândări. Wenn es zur Scheidung kommt, das biblische Denken verschwindet einfach. El împrumută tipul de gândire cultural și zice: "Păi m-a abuzat până nu mai pot." Er übernimmt einfach als Entschuldigung das kulturelle Denken und sagt, ja, ich wurde halt unterdrückt, bis es nicht mehr ging. Atât de departe se poate ajunge încât se poate spune, eu mă simt victimă și pentru faptul că tu existi. Und es geht zum Teil auch so weit, dass man sich zum Opfer deklariert, alleine aufgrund dessen, dass du, also der andere, existiert. Încă o dată, este timpul să înțelegem cât de mult suntem afectați din afară și cât de mult tipul nostru de gândire nu e biblic. Wir sind sehr stark von draußen beeinflusst und wir müssen feststellen, dass unsere Denkweise nicht biblisch ist, nicht der Bibel entspricht. Pentru că tipul ăsta n-are nimic de a face cu ceea ce urmează, zice: "Nevestelor, supuneți-vă bărbaților voștri ca..." Denn diese Denkweise hat nichts mit der biblischen Aussage zu tun: "Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet." Cum te supui tu lui Iisus Hristos? Wie tust du dich Jesus Christus unterordnen? Hm? Mă poate ajuta cineva? Cum te supui? Kann mir jemand helfen? Te abuzează Iisus Hristos? Tut Jesus Christus dich unterdrücken? Ți-e frică de El? Hast du Angst vor ihm? Dar în același timp negociezi cu El? Aber in der gleichen Zeit tust du mit ihm verhandeln? E o taină aici. Apostolul Pavel spune, taina asta e mare. Und Apostel Paulus sagt, das ist ein großes Geheimnis. Soluția e pe un singur vector, pe un singur traseu. Die Lösung, die gibt es nur auf einem Weg. Dacă ai cunoscut ce bun este Domn. Wenn du schon gekannt hattest, wie gut der Herr ist. Dacă vrei să-l aduci în familia ta. Wenn du ihn in deine Familien bringen willst. Să fii atât de bun ca Domnul. Dann sei so gut wie der Herr. Cine își propune treaba asta? Aber wer nimmt sich denn das vor? Ți-aduce aminte când ai fost la nuntă și ai stat acolo, ți-ai propus să fii atât de bun ca Domnul? Denk zum Beispiel an deine eigene Hochzeit zurück. Hast du dir damals vorgenommen, so gut zu sein wie der Herr? De ce te-ai căsătorit? Warum hast du überhaupt geheiratet? Apropo, de ce te-ai căsătorit? Wirklich jetzt, warum? Si. Sagt. Gib eine Antwort. E frumoasă, rău. Oh, die war so schön. Da? Și? Und? Cine o să fie fericitul? Wer wird dann glücklich sein? Spuneți-mi, cine o să fie fericitul, dacă ea e frumoasă? Wenn sie glücklich ist, wenn sie schön ist, wunderschön ist, wer ist der Glückliche dann? Da, eu. Ich? Sigur că da. Nu, nu, la momentul respectiv nu spui... O să fie ea fericită. Zum damaligen Zeitpunkt hast bestimmt nicht gesagt, auch sie wird glücklich sein. Și fiecare gândește așa. Und jeder denkt so. De ce? Warum? Și gândiți-vă cât de greu este să-i faci din doi unu. Und bedenkt, wie schwer es ist, aus zwei einen zu machen. Ce de mirare că ai divorțat? Brauchst dich nicht zu wundern, dass du dann hast dich scheiden lassen. Fiecare divorț reprezintă eșecul planului de mântuire al lui Dumnezeu raportat la o familie. Jede Ehe stellt da also wenn Gottes Erlösungsplan scheitert, das Scheitern des Erlösungsplans Gottes. Pentru că zice așa aici, versetul 25 din capitolul 5. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Ihr Männer, liebt eure Frauen so wie Christus seine Gemeinde liebt, er hat sein Leben für sie gegeben. Păi, ți-ai dat viața pentru ea? Hast du dein Leben für sie geopfert? A venit la mine cineva și mi-a spus: "Ce mă fac? Nu mai pot, nu mai suport.
Și a luat banii, i-a pus deoparte. Jemand kam zu mir und sagte, ich kann es nicht mehr aushalten, hat sein Geld und hat's beiseite gepackt. A luat casa și a trecut-o pe numele ei. Pe numele lui sau pe numele ei? Pe numele ei. Das Haus hat er auf ihren Namen übertragen. Nu mai interesează deloc ce sunt eu. Und sie interessiert sich nicht mehr für das, was ich bin. Nu ne certăm. Wir streiten zwar nicht. Dar nu vorbim. Aber wir sprechen auch nicht miteinander. Mergem ca trenurile în gară. Wir verlaufen wie zwei Züge im Bahnhof aneinander. Ce să fac? Was soll ich denn tun? Mi-era tare prieten. De-aia mi-am permis să-i zic, mai ai un singur lucru de făcut. Deswegen habe ich mir erlaubt, ihm zu sagen, du hast noch eine Sache zu tun. Care? Dir bleibt nur noch eine Sache. Welche wäre? Ce ați spune? Was würdet ihr denn sagen? Rugăciune. Ce ați spune? Gebet. Was würdet ihr noch sonst sagen? Hai să văd. Vorbește cu ea. Mulțumesc. Ce ați spune? Sprich sie an. Să-l iubești. Mulțumesc. Ce ați spune? Lieb ihn. Eu i-am spus, mai am un singur lucru, să mori. Und ich sagte zu ihm, das Einzige, was dir noch übrig bleibt, ist zu sterben. Nu-i convenabil, așa e? Es passt einem nicht wirklich, gell? Da, uitați aici ce scrie, na. Aber uite. Schaut doch die Schrift an. S-a dat pe sine pentru ea. Er hat sein Leben für sie gegeben. Nu sună bine. Es hört sich nicht gut an. Dar vorbiți tinerilor despre asta când vin la altar. Jedoch müsst vorbiți tinerilor despre lucrul ăsta atunci când vin la altar. Aber spricht die Jugendlichen an, wenn sie zum Altar dann vortreten? Când vin aici, wenn sie hierher kommen, vorbiți-le despre faptul că legământul căsătoriei nu este legământul jocului. Sagt ihnen, dass der Bund der Ehe nicht der Bund des Spieles ist, ci este legământul mântuirii, sondern der Bund der Mântuire, Heiligung. Când unul cade, Erlösung. Când unul cade, wenn alles zerfällt, celălalt, spuneți, celălalt îl ridică. Wenn einer runterfällt, der andere holt ihn hoch, hebt ihn hoch. Eu m-am căsătorit ca să am pe cineva să mă ridice. Ich habe geheiratet, damit ich jemanden habe, der mich hochhebt. Ea s-a căsătorit să aibă pe cineva să o ridice. Und sie wiederum wollte auch jemanden haben, der ihr hilft. Și funia împletită în trei, ziceți mai departe. Und das Seil, nu se rupe ușor. Und das Seil, das man aus drei Teilen schmiedet, zerbricht nicht so leicht. Dar trebuie să știm, foarte bine termenii. Aber wir müssen die Begriffe gut kennen. Frații mei, nu vreau să vă spun că e ușor să mori. Ich will nicht behaupten, dass es leicht sei zu sterben. Este una dintre provocările mele. Das ist eine der meiner Herausforderungen. Dar de fiecare dată când trebuie să mor, jedoch jedes Mal, wenn ich sterben muss, mi-aduc aminte de Iisus Hristos. Erinnere ich mich an Jesus Christus. Să știți că Domnului Iisus Hristos nu i-a fost mai ușor să moară decât mi este mie să mor. Ihm war es gewiss nicht leichter zu sterben als mir. Nu știu de ce nu înțelegem. Ich weiß nicht, warum wir Verständnisschwierigkeiten haben. Noi ne rugăm de fiecare dată. Denn wir beten jedes Mal. Și așteptăm ca El. Und wir warten, dass er. Fiți atenți, înlocuiesc termenul. Ich benutze einen anderen Begriff. Așteptăm ca El să se supună. Wir warten, dass er sich unterordnet. Cerințelor noastre. Unseren Forderungen. Pe când eu văd cât de greu este să mă supun. Denn ich sehe schon, wie schwer es ist, mich unterzuordnen. Oare de ce nu înțeleg? Was fällt mir denn so schwer zu verstehen? Nu că Dumnezeu e ca mine. Dass Gott nicht so ist wie ich.
ci că supunerea este elementul normal la scară de univers, la scară de mântuire. Sondern dass die Unterordnung ganz relevant ist. Gândiți-vă repede la o familie în care soțul e nebun. Nehmt euch ein Beispiel, denkt mal an ein Beispiel, wo in dem der Ehemann verrückt ist. Cum se numește soțul ăsta în limba ebraică? Wie heißt denn dieser Ehemann in Hebräisch auf Englisch? Bun, a zis-o foarte bine. Nabal. Deci în limba ebraică e Nabal. Also auf Hebräisch heißt er Nabal. Cum trebuie să fie soția ca să poată trăi cu un soț nebun? Wie soll die Ehefrau dann sein, um imstande zu sein, mit einem verrückten Ehemann zu Poftiți? Leben? Mulțumesc, ziceți foarte bine. Înțelept. Weise soll sie sein. Iertați-mă. Ca să trăiești cu un soț nebun, trebuie să fii înțelept. Aber um mit einem verrückten Ehemann leben zu können, musst du weise sein. Soțiile neînțelepte nu pot trăi cu un soț nebun. Ehefrauen, die nicht weise sind, können nicht mit einem Verrückten zusammenleben. Asta nu înseamnă că toți soții, oricât de nebune ar fi, au licență pentru existență. Nu. Das soll nicht heißen, dass die Ehemänner, egal wie verrückt sie seien, die hätten einen Freifahrtschein dafür. Dar trebuie să înțelegem că viața de credință este o chemare la înțelepciune. Viața de credință este o chemare la înțelepciune. Das Glaubensleben ist ein Ruf zur Weisheit. Noi trebuie să avem alte principii în viața noastră, în viața de familie, decât am învățat la școală. Wir müssen anderen Prinzipien folgen als die, die wir in der Schule vorgelesen bekommen. Am primit ca tradiție. Das, was wir zum Beispiel als Tradition bekommen haben. Sau copiez din cultura în care mă aflu. Oder was ich mir aneigne aus der Kultur, in der ich gerade lebe. Lăsați ca Scriptura să vorbească și cuvintele ei sunt fantastice, este extraordinar. Lasst die Schrift alleine sprechen, denn ihre Worte sind fantastisch. Găsesc de cele mai multe ori în familii sentimentul de victimă foarte mult. Ich finde in vielen Familien das Gefühl des Opferseins öfters vor. Și stau de vorbă și mi se spune, uite ce am pățit, asta am pățit, asta am pățit, asta am pățit. Und wenn ich mit denen dann rede, die sagen, das und das und das ist passiert. Găsesc același lucru în biserică. Das gleiche passiert auch in der Kirche. Mă întâlnesc cu oameni care spun, asta am pățit, asta am pățit, asta am pățit. Dies und jenes ist geschehen. De obicei se formează o coaliție de victime. Und somit entstehen Koalitionen, Vereinigungen aus Opfern. Nemulțumire, durere, frustrare, sentimente de vinovăție, toate se adună. All die Gefühle werden gemischt, von Unschuld bis Frustration hin. Se găsesc explicații pentru toate cerințele de schimbare, de reformă, că nu e bine într-un fel, nu e bine într-altul. Man findet Gründe für alle und Erklärungen für alle Gründe, um irgendwas zu verändern. Soțul spune, aș fi fericit dacă soția mea ar fi așa. Der Ehemann zum Beispiel behauptet, ich sei glücklicher, wenn meine Ehefrau so und so wäre. Soția spune, aș fi nemaipomenit de fericită dacă s-ar schimba și el, uite, să fie așa. Und sie ebenfalls, ich sei überaus glücklich, wenn er anders wäre. Am studiat rugăciunile Domnului Iisus Hristos. Ich studierte die Gebete unseres Herrn Jesus Christus. În nicio rugăciune Domnului Iisus Hristos nu se adresează Tatălui. Und in keinem Gebet spricht er den Vater an. Spunând, Tată, știi ce mi s-a întâmplat? Indem er sagt, oh Vater, weißt du, was mir geschehen ist? Uite, mi-au dat palme. Guck mal, die haben mich dann m-au scuipat. Geohrfeigt, angespuckt. Mi-au pus coroana de spini. Die haben mich m-au torturat. Sunt victima. Dornenkrone aufgelegt. Ich bin ein Opfer. N-am găsit niciunde. In keinem der Gebete fand ich das. Domnul Iisus Hristos a respins această realitate de victimă. Nu a intrat absolut deloc acolo. Er wollte gar nicht akzeptieren diese Opferrolle. Vă rog frumos, nu intrați pe teritoriul ăsta nici pentru 3 secunde.
Deswegen meine Bitte an euch, geht gar nicht auf dieses Gebiet hinein. Mergeți înainte spre teritoriul acela al vitejilor lui Iisus Hristos. Sondern lauft weiter auf das Gebiet der Sieger Jesu Christi. Îmi place din ce în ce mai mult o imagine pe care o găsesc între vitejii lui David. Zwischen den 8 Eltern Davids finde ich ein Beispiel. Vă aduceți aminte de viteazul acela care i s-a lipit mâna de sabie? Derjenige zum Beispiel, dem sei Hand geklebt geblieben ist an dem Schwert. Știi ce înseamnă să ți se lipească mâna de sabie? Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Kannst du es dir vorstellen, was es heißt? Înseamnă că nu e ușor. Das bedeutet, dass es nicht leicht ist. Înseamnă că depășești o zonă de tetanie în care mâna doare de nu mai poți. Und du bist so angespannt, dass irgendwann die Hand wehtut. Mâna strigă, vreau să dau drumul la sabie. Einerseits will die Hand das Schwert loslassen. E, se zice în limba română, e cârcel. Știți, tetania aceea care doare de nu mai poți. Also es wird zu einem Krampf, was sich nicht auflöst. Okay. Și în timp ce mâna vrea să dea drumul, creierul spune, n-ai voie. Und während die Hand eigentlich loslassen möchte, das Gehirn gibt das Befehl, du darfst es nicht tun. Și mâna rămâne mai departe așa. Und somit bleibt verkrampft die Hand weiterhin. Până când nu se mai poate relaxa. Angespannt, bis sie überhaupt gar nicht mehr loslassen kann. Și seara. Nicht mehr entspannen kann. Und seara. Und abends. Trebuie să vină altcineva să zică. Muss einer von draußen kommen und die Finger auseinander dann holen. Așa se lucrează pentru Iisus Hristos. So arbeitet man für unseren Herrn Jesus. Pentru Iisus Hristos nu se lucrează ușor. Für Jesus Christus ist die Arbeit nicht leicht. Nu abandona la prima oboseală. Also gib nicht auf beim ersten Mal, wenn du müde wirst. Nu abandona la prima durere. Gib nicht auf beim ersten Wehwehchen. Stai acolo cât trebuie și cât îți spune Iisus Hristos. Sondern bleib so lange standhaft, so lang, wie Jesus das von dir verlangt. Așa este căsătoria. Und so ist die Ehe eigentlich. Aș vrea să închei înainte de întrebări. Und bevor wir weiter zu der Fragerunde kommen, cu acea imagine extraordinară a femeii din Proverbe 31. Sprüche, ganz kurz. Sprüche 31. Da, 31. Wir gehen zu Sprüche 31, Vers. Feminismul în ultimul timp spune că femeia n-are voie să nu muncească. Că nu are nevoie să nu muncească. Da, să nu muncească. Că nu are voie sau nu are nevoie? Deci femeia nu are voie să nu muncească. Ok. Der Feminismus heutzutage behauptet, dass die Frau, dass der Frau nicht gestattet ist, nicht zu arbeiten. Also sie soll tätig sein. N-are voie să rămână acasă și să piardă timpul cu copiii. Sie soll eben nicht zu Hause bleiben und die Zeit verschwenden mit den Kindern. Emanciparea femeii înseamnă diploma este mai importantă decât creșterea unui copil. In der Emanzipationsbewegung der Frau ist das Diplom viel wichtiger als zum Beispiel die Kindeserziehung. Bunăstarea materială înseamnă bunăstarea familiei. Der Wohlstand der Familie ist wichtig. Copilul devine o povară. Und das Kind wird somit zur Last. Din cauza aceea trebuie să fie unul, maxim doi sau o jumătate de copil, depinde. Deswegen sollte man eins, zwei Kinder maximal haben, am besten nur eine Hälfte, ein halbes Kind. Toate concepțiile acestea pe care noi le avem în legătură cu binele nostru civilizat, trebuie să stabilim foarte bine de unde sunt. Deswegen müssen wir diese Ideen gut herausfiltern, die im Zusammenhang stehen mit dem Gemeinwohl. Încă o dată, în această întâlnire, n-am făcut altceva decât să arăt modul în care noi astăzi suntem determinați de societatea și de cultura în care trăim.
Deswegen wollte ich bei diesem Treffen nur dahin zeigen, wie wir geprägt sind, inwiefern wir geprägt sind von den gesellschaftlichen Ereignissen oder Mentalitäten, die herrschen gerade. Noi avem nevoie de o nouă educație. Und somit brauchen wir eine neue Erziehung. Vă rog frumos, deschideți Sfânta Scriptură și studiați-o în legătură cu regulile lui Dumnezeu pentru familie. Deswegen fordere ich euch heraus, liest die Bibel. Petreceți timp în legătură cu asta. Verbringt Zeit mit der Schrift. Proverbe 31, Sprüche 31, este imaginea superbă pe care Dumnezeu a adresat-o femeii în Vechiul Testament, nu în Noul Testament. Beschreibt das Bild, was Gott gemalt hat, das Bild der, das Frauenbild. Vă rog să observați că prin această imagine a femeii veți vedea soțul. Und durch dieses Frauenbild werdet ihr den Ehemann erkennen. Se spune că femeia din Vechiul Testament era primitivă. Man sagt, dass die Frau im Alten Testament primitiv gewesen sei. Era sclavul soțului. Sie war die Dienerin des Mannes, die Sklavin. Era victimizată, era abuzată. Sie war Opfer, sie war sein Opfer. Etc. Haideți să vedem. So, lasst uns nachschauen. Versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Im Vers 10, eine tüchtige Frau. Wer hat das Glück, sie zu finden? Este mai de preț decât mărgăritarele. Sie ist wertvoller als viele Juwelen. Alege între mărgăritarele acestei lumi și soția ta. Somit kannst du jetzt wählen zwischen den Juwelen dieser Welt oder deiner Ehefrau. Alege între munca forțată sau disperată pe care o avem astăzi și momentul în care poți să îți iei timp pentru soția ta. Arată ce prețuiești. Du kannst das krampfhafte Arbeitsleben vorziehen oder deine Ehefrau mehr schätzen, zeige, was dir wichtiger ist. Inima bărbatului se încrede în ea. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen. Unde e inima bărbatului? Ziceți repede. Die Übersetzung ist hier. Unde e inima bărbatului? În mâna ei. Sunt versetul 11. Inima bărbatului se încrede în ea și întrebarea mea a fost, unde e inima bărbatului? Auf rumänisch ist die Übersetzung leicht abweichend, das Herz des Mannes befindet sich in ihrer Hand, so ungefähr. Unde e inima bărbatului? Also, somit frage ich euch, wo befindet sich das Herz des Mannes? V-am pierdut sau nu? Mai sunteți cu mine? Seid ihr schon verloren oder seid ihr noch da? Haideți că imediat luăm pauză. Deci, unde e inima bărbatului? În mâna femeii. Also, das Herz des Mannes ist in der Hand der Ehefrau. Se încrede în ea. Und er verlässt sich auf sie. Același verset 11. Nu duce lipsă de venituri. Ihm mangelt an nichts. Die deutsche Übersetzung lautet, sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Ea îi face bine și nu rău. Ihr Leben lang tut sie ihm Gutes, niemals fügt sie ihm Leid zu. Unde este sursa de bine din casa ta? Also wo ist eigentlich die Quelle des Guten in deiner Familie? Fiecare femeie de aici să știe că ea poate să fie o sursă de bine în casa ei. Jede Frau hier anwesend sollte sich dessen bewusst sein, dass sie die Quelle des Guten in ihrem Heim sein kann. Textul îi spune, îi face bine, nu rău. Es tut ihm gut, nicht schlecht, die Ehefrau. Poți să faci rău, dacă vrei. Aber man kann auch Schlechtes tun. Alege. Man kann schaden. Dacă vrei să faci bine sau faci rău. Du hast die Wahl, ob du Gutes oder Schlechtes bewirken willst. E o problemă de fiecare zi. Und das ist ein alltägliches Problem. Spune-mi când te cerți. Ce ai hotărât să faci? Zum Beispiel, wenn du streitest, was hast du eigentlich entschieden zu tun? Știți că fiecare ceartă ține de decizia pe care o am eu. Ce fac, rezist sau nu? Jeder Streit hängt von meiner Entscheidung ab. Mă lupt sau nu? Will ich kämpfen oder nicht? Sunt înțeleaptă pentru 5 minute sau... Bin ich weise für 5 Minuten oder... Da. Versetul 13.
Und im Vers 13. Ea face rost de lână, de in și lucrează cu mâini harnice. Sie besorgt sich Wolle und Flachs und verarbeitet es mit geschickten Händen. Vi se pare că femeia de aici e condiționată de soțul ei? Kommt ihr etwa euch so vor, als täte der Mann das sagen hier? Sau e independentă? Oder ist sie eigentlich unabhängig? Are inițiativă sau nu? Hat sie die Initiative oder nicht? Vă rog frumos, nu mai priviți modelul biblic ca din Vechiul Testament ca fiind modelul acela în care femeia este abuzată. Nu, uitați-vă bine aici. Somit schaut hier ganz genau auf den Text, denn hier entsteht kein Bild einer unterdrückten Frau im Alten Testament. Ea face rost, ea lucrează. Sie besorgt Sachen, sie arbeitet. Versetul 14 este o corabie de negoț. Von weit her schafft sie Nahrung herbei wie ein Handelsschiff aus fernen Ländern. Ce aduce corabia? Was bringt eigentlich ein Schiff? Intră în apă. Mulțumesc. Este supraîncărcat. Asta este soția. Aduce. Somit, so ungefähr ist die Ehefrau auch überbeladen mit Gutem, wie ein Handelsschiff. Se scoală când încă este noapte și dă hrană casei sale. Noch vor Tagesanbruch steht sie auf und bereitet das Essen. Versetul 16 se gândește la un ogor și îl cumpără. Sie hält Ausschau nach einem ertragreichen Feld und kauft es. Are inițiativă sau nu are inițiativă? Hat sie oder hat sie keine Initiative? Este puternică sau nu este puternică? Ist sie stark oder nicht? Asta este ceea ce vrea Dumnezeu din partea fiecărei soții, din partea fiecărei mame, în partea sau în cadrul fiecărei case. Und das ist eben das Vorbild, das Gott vorgesehen hat für jede Frau eines einzelnen Hauses. 17. Își încinge mijlocul cu putere. Unermüdlich und voller Tatkraft ist sie bei der Arbeit. Was getan werden muss, das packt sie an. Nu e slabă. Sie ist nicht schwach. Nu o bate vântul. Der Wind weht sie nicht hin. Nu se prăbușește în fața primei greutăți. Sie kniet nicht vor den ersten Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert wird. O soție în casă este un viteaz al lui Dumnezeu. Eine Frau in deinem Haushalt ist ein viteaz. Ein Held Gottes in deinem Haushalt. Pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Versetul 19. Mit geschickten Händen spinnt sie ihr eigenes Garn. 19, nu, aici este. 19, ea pune mâna pe furcă și, țin, și degetele ei țin fusul, așa este în limba română. 19. Da, 19. Mit geschickten. Deci, capitolul 31 cu versetul 19. 31 cu 19. Mit geschickten Händen spinnt sie ihr eigenes Garn. E altă traducere. Ok, atunci, bun, mulțumesc. Atunci mai spuneți o dată pe românește și îl traduc. Deci, motamo. Pune mâna. Sie greift an, sie fasst an. Pe furcă, eu nu știu dacă... Die Furche, glaube ich, heißt es. Das Garn. Ok, o să trec peste elementele astea puțin mai arhaice, care nu mai sunt astăzi la modă. Nu mai pui mâna pe furcă, da? Da, pe, okay, dar oricum werden, este un echivalent astăzi. Wir werden die altmodischen Wörter überspringen jetzt, aufgrund der Übersetzung. Trecem la versetul 23, care e puțin mai actual, bărbați încă mai există. Und kommen wir somit zum Vers 23, weil die Männer noch da sind. Bărbatul este bine văzut la porți. Ihr Mann ist überall bekannt. Versetul 25, este îmbrăcată cu tărie și slavă. Sie ist eine würdevolle und angesehene Frau. Zuversichtlich blickt sie in die Zukunft. Versetul 28. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Ihre Kinder reden voller Stolz von ihr und ihr Mann lobt sie mit den überschwänglichen Worten. Es gibt voll. Bărbatul ei se scoală și aduce laude. În același 28. Bărbatul ist, ist von ihr stolz und ihr Mann lobt sie mit überschwänglichen Worten. Și zice, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Es gibt wohl viele gute und tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle. Dragii mei, căsătoria este legământul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Die Ehe ist Gottes Bund und mit Gott.
Pentru ca familia să descopere sacralitatea. Damit die Familie die Sakralität, die Heiligkeit erfährt. Sfințenia sau sacralitatea se descoperă. Die Heiligkeit. Dragostea nu poate să funcționeze decât în cadrul acesta al sacralității. Somit kann die Liebe nur in diesem Rahmen funktionieren, der Heiligkeit. Când o familie își pierde sacralitatea sau sfințenia, und wenn eine Familie ihre Heiligkeit verliert, este candidată la eșec. Ist sie dem Verfall gewidmet. Păstrați sfințenia în familie. Also bewahrt eure Heiligkeit in der Familie. Aceasta va forma un nou tipar de gândire. Denn dies wird einen neuen Gedankentypus zum Leben bringen. Luați Sfânta Scriptură și lăsați ca ea să formeze reguli de viață între soț și soție. Nehmt die Heilige Schrift als Regelgeber in den Umgang miteinander zwischen Ehemann und Ehefrau. Încercați să verificați întotdeauna conceptele sociale cu conceptul biblic. Überprüft immer die sozialen Konzepte mit dem biblischen. Refuzați să vă victimizați. Akzeptiert nicht euch selbst zu als Opfer darzustellen, zu sehen. Încercați să înțelegeți că soțul și soția sunt complementari, nu sunt diferiți, sunt complementari. Sondern versteht einfach, dass die Frau und der Mann zusammengehört. Ei sunt puși unul lângă altul să devină una. Sie sind nebeneinander gestellt worden, um eins zu werden. Încercați să dați la o parte ideea că în dragoste ar exista abuz sau victimizare. Und schafft beiseite die Idee, dass in der Liebe Unterdrückung existieren darf. Lucrați pentru a păstra dragostea. Und arbeitet daran, die Liebe zu erhalten. Nu știu cum. Weiß ich auch nicht. Probabil că subiectul ăsta ar trebui să ne preocupe mult. Cum să fac ca soția mea să mă mai iubească? Vielleicht sollte uns das öfters und tiefer beschäftigen. Wie soll ich mich denn verhalten, damit cum meine Frau mich soțul mehr liebt? Cum să fac ca soțul meu să mă iubească? Wie soll ich denn das anstellen, dass mein Ehemann mich liebt? Cum să fac ca soția mea să mă placă? Dass meine Ehefrau mich mag? Cum să fac ca soțul meu să mă placă? Dass mein Ehemann mich mag? Cum să fac să-l fac fericit? Wie mache ich ihn glücklich? Schimbați centrul de gândire de la mine la el sau la ea. Und somit ändert das Zentrum eurer Gedanken von sich selbst zu ihr. Nu uitați, v-ați căsătorit ca să vă dați viața celuilalt. Und vergesst nicht, dass ihr geheiratet habt, um euer Leben dem anderen zu opfern. Unde este inima soțului? Wo befindet sich also das Herz des Ehemannes? În mâna soției și inima soției. În mâna soțului. Das Herz der Ehefrau. Nu uitați, des Mannes. Dumnezeu lucrează prin această încrucișare. Und vergesst nicht, dass Gott durch diese Zusammenarbeit sichtbar wird, arbeitet durch diese Zusammenarbeit. Să ne ferească Dumnezeu de egoismul marital. Und möge Gott uns davor bewahren, in der Ehe egoistisch zu sein. Amen. Amen. Și acum, dragii mei, este 5 fără 20. Va fi o pauză de 10 minute, dar înainte de pauza asta de 10 minute care vine, dar nu se știe de când, aș vrea să vă întreb dacă sunt lucruri nelămurite. Noch bevor wir in die 10-minütige Pause gehen, sind da irgendwelche ungeklärten Fragen? Aveți aici. Mai sunt acolo roșii vers. Der rote. Mm-hmm. Yep. Acesta este. Nu știu dacă acela e, dar amândouă sunt on. Vă rog frumos să puneți întrebările punctual,
pentru ca să evităm pierderea timpului și asta o dată și a doua să reușească cât mai mult să primească răspuns la întrebări. Hinten rechts war eine Hand gehoben und es war die dreapta, stânga, față, mai cineva. Vă rog, dați acolo, poftiți. Unde, unde mă duc? Da, unde, unde mă duc? În spate, în spate. În spate. Unde, la cine mă duc? A plecat atunci trenul. Ist damals der Zug abgefahren? Vă rog. Dacă a plecat trenul cu bagajul, am rămas în aer. Am crezut că vorbiți în parabole și am zis că a plecat trenul în sensul că s-a dus timpul. Nu. Nu, n-a plecat trenul. Dar a fost prima ceartă, prima supărare în dreptul meu. Poftim? Da. Mulțumesc. Alte întrebări. Mulțumesc, a fost foarte punctuală. Într-adevăr. Da, links, în stânga mai sunt două mâini și pe acolo. Vorbeai la început de aceste tipare de gândire tipic bărbătesc sau tipic al femeilor. Du hast über die Gedankenmuster gesprochen, typisch männlich-weiblich, vorhin. Vreau să te întreb, cum ar putea un copil să crească cu o imagine sănătoasă a ceea ce înseamnă o gândire tipic masculină sau tipic a unei femei? Was wäre für ein heranwachsendes Kind ein gesundes Bild, ein typisches gesundes Bild für Mann und Frau? Și ce spui de metoda din secolul 18 în timpul regelui Soare, Ludovic al 16-lea? Während im 18. Jahrhundert, während Ludovic der 16. in seiner Zeit, când băieții, de exemplu, erau crescuți în prima parte a vieții de femei, mai mult erau chiar îmbrăcați în fetițe. Wurden damals die Jungs aufgezogen von Frauen, sogar mehreren Frauen, zum Teil auch angezogen in Röckchen. Iar apoi erau dați bărbaților să-i educe și ei. Und später zur Erziehung wurde sie dann den Männern übergeben. Was halten Sie davon? Vom vorbi imediat după asta de modelul gândirii ebraice, dar în partea a doua. Despre asta vom vorbi în partea a doua. Darüber werden wir im zweiten Teil sprechen. Răspunsul meu la întrebarea pe care o pui este următoare. În primul rând trebuie să ne scoatem noi din minte ideea că mințile funcționează opozit sau contradictoriu. Aber bevor wir opozit loslegen, müssen wir uns aus dem Gedächtnis rausholen, dass die Denkweise gegensätzlich sei. Noi ne formăm într-un anume fel gândirea noastră. Wir werden aufgebaut in bestimmter Art und Weise, die Gedankenweise. Fetițelor li se dau păpuși. Den Mädels zum Beispiel werden Puppen gegeben zum Spielen. Băieților li se dau bețe să se joace pe afară, să se lupte. Und den Jungs zum Beispiel Stöcken, um draußen zu kämpfen. Încercați să le inversați. Und versucht es einfach și veți vedea că funcționează. Auszuteilen und schaut mal, ob es funktioniert. Băieții se vor juca cu păpuși fără probleme. Fetele se vor juca cu bețe fără probleme. Problemlos mit den Puppen. E adevărat că structural băieții sunt mai puternici și mai energetici. Stimmt zwar, dass die Jungs stärker sind und energiegeladener. Dar astăzi asistăm la feminizarea băieților. Aber heutzutage bezeugen wir die Feminisierung, die Verweiblichung der Jungs. Marele filozof și profesor psiholog Jordan Peterson vorbește foarte clar despre lucrul ăsta. Peterson spricht ganz deutlich über dieses Thema. Se încearcă feminizarea întregii societăți, considerându-se ca fiind o soluție. Man versucht die Feminisierung der Gesamtgesellschaft, weil man das als Lösung betrachtet. Motivația este că und der Grund dafür, die Motivation numai băieții se bat. Ja, nur die Jungs kämpfen. Numai bărbații se duc la război. Nur die Männer ziehen in den Krieg. Dacă feminizăm totul, s-ar putea să nu mai avem războaie. Und wenn wir alles verweiblichen, feminisieren, es könnte sein, dass wir womöglich keine Kriege mehr haben werden. Vreau să vă întreb, e adevărat? Aber meine Gegenfrage, ist es wahr? Femeile nu se ceartă între ele? Streiten etwa die Frauen nicht untereinander? Deloc? Überhaupt nicht? Femeile nu sunt violente? Sind die Frauen etwa nicht handgreiflich? Deci despre asta este vorba. Noi ne păcălim puțin crezând că găsim soluții de felul ăsta. Nu e adevărat.
Ca urmare, scoatem din mintea noastră că mintea este un dat diferit. Dacă exprimați-l cum un dat diferit? Un dar de la Dumnezeu diferit. Der Geist des Menschen ist kein unterschiedliches Geschenk von Gott, abhängig von der Rolle her. Din punct de vedere antropologic, aus anthropologischer Sicht, femeia a fost luată din bărbat. Wurde die Mann, die Frau aus dem Mann entnommen. Bărbatul zice este oase din oasele mele și carne din carnea mea. Und der Mann besagt, sie ist ja Fleisch, Knochen aus meinen Knochen und Fleisch aus meinem Fleisch. În momentul acela se vorbește despre o unitate pe care bărbatul o recunoaște în femeie. Und da wird eigentlich eine Einheit dargestellt, die in der Frau erkennt, anerkennt. Politicile de identitate ne-au rupt. Die Identitätspolitiken haben uns auseinandergerissen. Nu înseamnă că este și adevărat. Das soll aber nicht heißen, dass es auch der Wahrheit entspricht. Învățați băieții să fie complementari cu fetele. Bringt es den Jungs bei, zusammenzupassen, zu den komplementär zu sein wie den Mädels? Și de asemenea urmăriți complementaritatea feminină. Und umgekehrt die feminine Seite betrachten? Faceți-i să trăiască împreună, pentru că așa este normal după Sfânta Scriptură. Bringt sie dazu zusammenzuleben, wie es normal ist gemäß der Heiligen Schrift. Identificați anormalități la nivelul gândirii moderne. Identificați-le, vă rog frumos. Und identifiziert alles, also findet heraus alles, was abnormal ist in der heutigen Gedankenweise. Din punct de vedere moral, emoțional, psihologic, lăsați ca Biblia să fie școală. Avem ce învăța. Aus allen Gründen, sei es moral, sozial und aus allen Gründen, wir lernen immer aus der Bibel. Mulțumesc, mă opresc aici. Mai sunt întrebări, Pofi? Da, întrebarea mea este referitor la, ați zis să nu te lași la probleme niciodată și eu am citit sfatul de la Ellen White că ea a dat sfatul unui bărbat și de uneori a dat sfatul să plece bărbatul cu copiii de la nevastă, să nu dăuneze copiilor, dacă ai de-a face chiar cu un om nebun sau acum trăim într-o societate de ce în ce mai narcisistă și oamenii devin mai narcisiști, care nu se poate vindeca din punct de vedere omenesc. Ce sfat dați? Rămân sau plec de la un soț din ăsta? Mulțumesc. Cred că discuția... Poftiți? Traducerea. Poftim. Also, zusammengefasst, die Schwester stellt fest, dass wir in einer narzisstischen Gesellschaft leben und wenn es Probleme gibt, was macht man denn? Soll man bei so einem verrückten Ehemann dann weiter bleiben, mit ihm zusammenleben oder in welche Richtung? Wohin? Deswegen... Insbesondere, wenn auch Kinder mit involviert sind, die darunter leiden. Okay, bun. Mulțumesc pentru observație. E un alt domeniu pe care nu l-am abordat încă și domeniul până unde mergem, care este limita. Danke für den Hinweis, dass es eine andere Ebene, die ich noch nicht angesprochen habe. Da müssen wir gucken, wo die Grenze liegt. E foarte interesant, Sfânta Scriptură spune că soțiile vor câștiga pe soții lor și vor aduce la credință. Die Schrift besagt, dass die Frauen ihre Ehemänner gewinnen werden und sie zum Glauben führen werden. Este scopul pentru care cei doi stau împreună. Und das ist der Zweck, warum sie zusammen sind. Foarte rar ne gândim în felul acesta. Jedoch selten denken wir auf diese Art und Weise. Când ne căsătorim, ne gândim mai puțin la mântuirea celuilalt, cât mai mult la plăcerile care vor veni din actul căsătoriei. Seltener denken wir an dann die Erlösung meines Ehepartners, sondern mehr an die carnale Seite, an die dar este, plăceri. Dar este foarte important ca să știm căsătoria este Vergnügen, ja. Căsătoria este leagănul în care se naște mântuirea. Die acum, Ehe ist die Ehe ist die Wiege, wo die Erlösung geboren wird.
Și acum, întrebarea până unde merg dacă soțul e nebun? Und jetzt die Frage, bis wohin gehe ich mit dem verrückten Ehemann? Are un răspuns greu. Das ist eine schwere Antwort. Societatea ne spune în felul următor. Un soț abuzator nu este soț. Die Gesellschaft sagt, der unterdrückende Ehemann ist kein Ehemann. Adevărul este că dacă soțul abuzează, und die Wahrheit ist, dass wenn er misshandelrisch tätig wird, este și foarte greu să crezi că vreodată își va schimba felul de a fi. Wird es schwierig sich vorzustellen, dass er seine Denkweise jemals ändern wird. Cu toate acestea, vreau să vă aduc aminte, creștinii au acceptat să fie și martiri pentru Iisus Hristos. Trotz allem erinnere ich euch daran, dass die Christen früher auch akzeptiert haben, für Christus Märtyrer zu werden. Nu este ceva care se impune. Înțelegeți-mă bine. Nu este ceva care se impune. Das war nichts, was eine Vorgabe beinhaltet. Este ceva pe care mi-l însușesc. Sondern etwas, was ich mir aneigne. Ca urmare, răspunsul meu ar fi roagă-te. Somit die Antwort wäre bete. Și dacă îți iubești soțul, und wenn du deinen Ehemann liebst, vezi până unde poți merge. Siehe zu, bis wohin du mitlaufen kannst. Poate că poți merge cu el 2 mile. Vielleicht kannst du mit ihm 2 Meilen laufen. Nu îndrăznesc să merg la versetul celălalt care să spun să-ți întorci obrazul celălalt. Acolo mi-e frică. Zum anderen Vers in dieser Konstellation. Dar poate că merg, poate că poți merge 2 mile. Drehe auch die andere Wange. Dacă există victime de vreun fel oarecare, victime reale, cum ar fi copiii și așa mai departe, ei trebuie să fie protejați. Aber falls es Opfer gibt, reale Opfer, wie zum Beispiel Kinder, die bedürfen dem Schutz. În condiții de normalitate. Unter normalen Bedingungen. Viața. Integritatea personală. Das Leben und die persönliche trebuie să fie protejate. Müssen gewährleistet sein. Nabal nu era atât de nebun încât să ridice mâna împotriva lui Abigail. Nabal war aber jedoch nicht so verrückt, dass er die Hand hebt gegen Abigail. El era nebun datorită faptului că era chefliu. Er war mehr so der Partytyp. Era un om de gașcă. Ja, so ein geselliger Typ. Poate că și călca destul de multe din legile vremii respective. Und vielleicht hat er einige Gesetze auch gebrochen. Dar Abigail. Jedoch Abigail a putut să ia nu știu câte pâini de acasă fără să-l întrebe ceva. Konnte sich Brote von daheim nehmen, ohne ihn danach zu fragen. A putut să ducă provizii pentru 400 de oameni. Und konnte dieses ganze Proviant für 400 Leute dann fără să-l întrebe pe Nabal dacă are voie sau nu. Ohne den Nabal zu fragen, ob es nötig ist, machbar ist oder nicht. Deci, înțelegeți din toate aceste lucruri că vorbim despre elemente diferite. Deci, încă o dată, identitatea, personalitatea și integritatea trebuie păstrate. Identitatea, integritatea und die Integrität și personalitatea trebuie să fie păstrate într-o relație. Die müssen bewahrt werden, alle drei in einer Beziehung. Mulțumesc. Mai rezistați? Poftiți. Nu, numai puțin. El a mai pus o întrebare aseară, dânsa n-a mai pus deloc, o să-l las puțin mai încolo. Femeile. Mulțumesc. Foarte scurt. De curând am auzit o predică în limba germană și era vorba tot așa despre familie. Neulich hörte ich eine Predigt auf Deutsch, es ging auch um die Familie. Ideea mi-a plăcut nemaipomenit. Der Hauptgedanke gefiel mir ganz gut. De ce mă căsătoresc? Warum heirate ich? Mă căsătoresc ca să-l fac pe celălalt fericit. Um den anderen glücklich zu machen. Corect. Asta suntem cu... Nu. Ar trebui să fim cu toții de acord. Da. Damit sollten wir alle einverstanden sein. Ultima întrebare pentru tura aceasta. Die letzte Frage. Pacea Domnului la toți. Grüß Gott. Cu privire la doi tineri care se pregătesc să iei botezul.
nu numai în biserici din Europa și în altele părți, în Asia. O leacă mai tare că nu te aud eu de aici, îmi pare rău. Doi tineri care se pregătesc să primească botezul în biserica adventistă. In der Adventgemeinde. Sunt pregătiți să iei botezul. Und die sind jetzt vorbereitet die Taufe. Trăiesc împreună. Zu akzeptieren. Die leben zusammen. E păcat să trăiască împreună înainte de a primi botezul. Ist das eine Sünde, wenn sie vor der Taufe zusammenleben? Oder? Vor primi ei cândva binecuvântare din partea lui Dumnezeu sau nu? Werden sie Gottes Segen irgendwann bekommen oder nicht? Pentru că vorbim despre o familie sfântă și sacră. Weil wir eigentlich über eine heilige Familie sprechen gerade. Și aceste lucruri se întâmplă astăzi în bisericile noastre. Und solche Situationen kommen vor in unseren Gemeinden heutzutage. Ce soluții se va lua? Was wäre dann die Lösung zum Beispiel? Fiți cu mine un minut. Nu vi se pare întrebarea dânsului ciudată? Seid aufmerksam. Kommt euch die Frage nicht ein bisschen komisch vor? Da de ce? Aber wieso kommt es uns komisch vor? Pentru că intimitatea premaritală a devenit astăzi atât de comună. Die voreheliche intimes, das voreheliche intimes Leben ist so normal geworden. Încât a nu avea o relație premaritală pare ciudat astăzi. So dass keine intime Beziehungen vor der Ehe zu führen, kommt einem schon komisch ungewöhnlich vor heutzutage. Mai poate biserica în Germania sau în America să aibă pretenții de castitate la un cuplu? Kann die Kirche in Deutschland oder Amerika noch verlangen, dass man enthaltsam sein sollte? Da sau ba? Ist eine einfache Frage, ja oder nein? Da sau ba? Mare tăcere. Da sau nu? Ja oder nein. Kein Schweigen bitte. Auziți? Dacă v-aș duce la spovedanie la un profesor, la un preot ortodox, falls ich euch zum Beispiel zu einem orthodoxischen Priester bringen würde, zwecks Beichte ablegen, știți care este unul dintre primele păcate care trebuie să le mărturisiți? Wisst ihr, was die erste Sünde wäre, die ihr unbedingt beichten müsst? Te întreabă. Weil fragt danach. Ai avut relații intime? Hast du intime Beziehungen gehabt? Și întrebarea respectivă se referă la fete, la băieți, așa mai departe. În biserica ortodoxă încă se întreabă. Und das praktizieren die orthodoxischen Priester immer noch, egal ob du Junge oder Mädchen bist. Die Frage wird gestellt. Nouă ni se pare ciudat. Aber uns kommt komisch vor. Vreau să vă întreb atât. Somit frage ich euch dies. Care gândire vi se pare mai aproape de Biblie, ortodoxă sau adventistă? Welche Gedankenweise kommt euch näher der Schrift? Die orthodoxische oder sau, die adventistische? Sau, dați-mi voie să reformulez. Oder erlaubt's mir, das umzuformulieren. Cea ortodoxă sau a noastră? Die orthodoxe oder unsere? No, zice stare. Cinstit, zice stare. Se zice că din cuvintele noastre vom fi scoși fără vină. Aus euren Worten werdet ihr für unschuldig erklärt, heißt es. Asta e problema noastră și nu vreau să-i răspund dânsului deloc. Das ist unser Problem, somit möchte ich ihm eigentlich gar nicht auf seine Frage antworten, großartig. Vreau să vă spun că secularismul se ia. Sondern ich möchte euch nur davor warnen, dass der Säkularismus ansteckend ist. Vreau să vă spun că noi gândim foarte secular în problemele de etică creștină. In christlich-ethischen Angelegenheiten denken wir mittlerweile sehr säkular. Vreau să fac un apel la dumneavoastră, la toți cei care sunteți aici. Und somit appelliere ich an all die Anwesenden hier. Haideți să ne întoarcem înapoi la Biblie. Lasst uns zurückkehren zu der Heiligen Schrift. Lăsați ca Biblia să vorbească, adică să nu vorbesc eu, să nu-i răspund eu fratelui, că n-are rost. Wozu soll ich ihm überhaupt antworten? Lass die Schrift für sich sprechen. La întrebarea asta nu trebuie să răspundă nici sinoadele, nici conciliile, nici papii.
Wir brauchen weder synodalen Antworten oder von Päpsten oder von sonst wem. La întrebarea asta trebuie să răspundă porunca ce spune să nu. Să nu. Tare, să nu. Mulțumesc și atât. Auf diese Frage wird nur geantwortet mit dem, was geschrieben steht, mit dem Gebot, du sollst nicht ehebrechen. Ce înseamnă treaba asta? Was bedeutet das? Înseamnă că relația intimă se poate produce numai în cadrul sacru. Heißt, nur in einem heiligen Rahmen kann die intime Beziehung stattfinden, so wie sie vorgesehen ist. Ieșirea din cadrul sacru, und aus diesem Rahmen herauszufallen, este un gest de animalitate a ființei umane. Ist nur ein Zeugnis von tierischem Handeln seitens des Menschen. Se potrivește în cadrul gândirii evoluționiste. Das passt zum evolutionistischen Gedankengut. Se potrivește în cadrul psihologiei freudiene. Das passt zum freudschen psychologischen Gedankengut. În care omul își găsește fericirea și împlinirea lui dincolo de normele morale, doar în satisfacerea propriului său instinct. Da, wo der Mensch sein Glück findet in dem Ausleben seiner Begierden. Dacă dumneavoastră acceptați teoria evoluționistă, dacă acceptați principiul freudian, also wenn ihr eher das akzeptieren wollt, und zwar Evolutionismus oder Freudsche Gedanken, nu mai folosiți Biblia, că nu vă e de niciun ajutor. Lasst die Bibel beiseite, weil die wird euch in dem Punkt nicht helfen. Noi trebuie să alegem astăzi ce anume ne conduce gândirea. Also stehen wir heute vor der Wahl. Vă repet și cu asta am încheiat. Haideți să devenim biblici în gândirea noastră. Haideți să ne întoarcem la Scriptură, că e frumos. Lasst uns biblisch denken, lasst uns zurück zur Heiligen Schrift kehren, denn da liegt das Schöne darin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Möge der liebe Gott euch segnen.